Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai nou să fie, s-ar putea să extindă sistemul la Nutri-Score. Nutri-Score? Pe la colorat. Da. A început să apară deja niște rețele de supermarketuri. E un sistem de ăsta cu 5 culori, de la verde la roșu, prin tot spectrul. Da, în funcție de euri, de astea. Da. Are așa, verde închis, verde deschis, galben, roșu, rozaliu, portocaliu și roșu închis. A, păi n-are fucsia. ABCD. Să vezi ce Caterin o să fie cu nuanțele acum, că fiecare producător îți dai seama, dacă e roșu, o să pun un portocaliu și o să o dea domnului. Da. E cu nuanțele lui. E ca sistemul ăla de colorat la soare. Da. Ca sistemul ăla de pe mașina de spălat cu consumul. Exact. De la A la F sau cât e. Aha, aha. Vezi că și alea s-au schimbat. În fine. Bun. Deci asta e Nutri-Score. În principiu o să fie... Alea verzi sunt cică mai sănătoase. Au mai puține calorii, sunt mai... Mă întreb micii de mazăre ce culoare o să aibă. Verzi. Ei sunt mici. Verzi, verzi. Păi dacă e mazăre, e cu verde. E mazăre cu verde, dar sunt mici. Deci micii sunt cu roșu. E o să fie verde mic. Verde mic. Deci produsele dietetice o să fie marcate cu A pe fond verde închis. Și tot așa, la capătul opus, semnalate cu litera E și roșu închis, alimente cu mult zahăr, grăsim, noi trei începem de la F. Favoritele noastre, practic. Da. Deci E minimum. Când o să facem grătar, da. Ce iau? Minimum E. Caută de la E în sus. Mergi pe roșu. Da, mergem pe roșu de la roșu. Sus, sistemul Nutri-Score a fost introdus de Agenția Națională de Sănătate Publică din Franța, care recomandă consumul cât mai multe produse din categoria verde și evitarea celor semnalizate cu portocaliu sau roșu. Asta e, să fie la francezi acolo, să vedem. În România a început să se extindă, cum am zis, trei mari lanțuri de supermarketuri. Înțeleg că pe produsele proprii eu nu le-am văzut deocamdată, dar uite, o să mă uit mai atent. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.